văzut, în clipul că mi se vede burta când merg cu un tricou. Așa că o să fac echivalentul la mewing și anume să mă cortez tot timpul când vorbesc cu voi. Să vă pot răsările, da? Nu reușesc să le văd în cameră, da? Sper că se văd. Nice! Acum doar trebuie să rămân încordat pentru următoarea, nu știu, oră. Sau să nu mai dau drumul la camera aia, sau să nu mai dau un material de pe camera aia. Despre ce e canalul pe care ați aterizat? Canalul este despre mine și aventurile mele în jungla asta, Bucureștiului, în mare parte, dar nu exclusiv. Mai fac și în afara Bucureștiului și mai fac și altceva în afara de motovlogging. Mare parte totuși e despre motor și aventurile de pe el. Uite ce frumos soare! Pe canalul ăsta se pune accent pe două lucruri. Editare bună pe muzică. Muzica face parte și din background-ul meu creativ. Și al doilea lucru este abordarea situațiilor din trafic într-un mod mai matur. Ceea ce mi este foarte des imposibil pentru că eu la cap sunt încă un copil, în ciuda vârstei mele antice. Canalul există de 8 ani cel puțin. Știu, bă, este greu de crezut că există de 8 ani și nu ați dat peste el. Mulți dintre voi nu au dat. Pentru că așa e în viață, chestiile bune, nu se găsesc ușor. Dar mă bucur că sunteți aici lângă mine și deși inițial poate nu o să vă placă conținutul, vă asigur că pe măsură ce stați și vă uitați o să observați din ce în ce mai mult. E chiar mișto. Vă garantez. Pentru că se întâmplă atât de multe căcaturi și sunt așa de drăguț în a reacționa la ele, încât e extraordinar. De ce ai plecat de pe canalul ăsta? De exemplu, nenea ăsta care crede că e la GT Racing. 8 ani de zile. Doamne ferește, am dedicat 8 ani din viața mea. Iarăși ești tu aripa sus, mă? Și tu? Mă, e pe gagica aia. Mă scuzi, trebuie să parchezi pe trotuar pentru asta, doar gagica nu poate fi limitată. Da, nu știu dacă s-a văzut pe cameră sau nu. Au fost ok. Sunt clar chestii furate de pătire undeva. Altfel nu pot să-mi imaginez. A câștigat-o la un concurs de la Kent. Păi termină, mă, prostiile. Tu faci curse internaționale Ungaria și faceți transporturi de marfă și tu îmi spui că ai câștigat asta la Kent? Nouță. Am desfăcut-o acum cu el. Ne-am uitat un pic pe sărahaturi. Deci clapă nou-nouță și e un produs, nu că e de profesioniști, că nu e, mai degrabă de pasionați. Că nu poți să zici că oamenii profi lucrează cu chestii de-astea, e o chestie mobilă pe care poți să o iei în caz de vrei să te distrezi. De fapt, nici eu nu știu cu dacă o să pot să folosesc cum trebuie sau la ceva. Are un grad de complexitate care și pe mine, care să zicem că știu ceva de muzică și m-am ocupat într-o oarecare măsură și de asta, pe mine mă depășește. Și tu vrei să-mi spui că la Kent se pot câștiga produse dintre astea de nișă de producție muzicală. Ar chiar s-a dovedit a fi ceea ce trebuie, adică așa pare. Auzi cum pleacă dreapta Timișoara! Mâlă și dezastru, uite la ce prin apă. Eu nu mă bag prin mulul ăsta. Nu vreau.
Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, 2. Wow! Coordonare. Frumos. Pac, dreapta în jos, dreapta, am zis că wow, wow. Vezi cum țipă? Motocicleta asta țipă. Adică patru cilindri în linie. Nu știu de ce ar vrea altcineva ceva, înțeleg că sună ok și 2 cilindri și 3 cilindri e bestie. Dar cum puteți, mă, să renunțați? De ce toată lumea, toți producătorii se îndreaptă înspre 2 cilindri? Cum puteți să renunțați la 4 în linie? Elimină vibrațiile, e altă treabă, nu știu, țipă, e mișto, ok, sunt downside-uri. Cu siguranță există minusuri. Trebuie să recunoașteți că este un... Este o configurație de motor excelentă. Excelentă și foarte fiabilă. Procedură standardă. Facem dreapta. Ne uităm să treacă oamenii pe trecere de pietoni. Că nu suntem uiși de tot, iși de tot, iși de tot. Ne uităm și în față, da, să treacă pietonii. Ne asigurăm că... Bă, da, urâți mai sunteți. Ne uităm, ne uităm, ne uităm. Tu știi cum funcționează un sens giratoriu, șef? Sensul giratoriu funcționează de a da prioritate oamenilor. Pietoni, pietoni. Cu plăcere, pietoni. Da, n-am auzit. Scirocco. Am avut ocazia să cumpăr un Scirocco, ocazia, dorința mai degrabă. Că nu mi-am luat până la urmă pentru că avea interior nașpa, dar în exterior mi-a plăcut totdeauna mașina asta. Are fundul ăla mare. Cred că axul e puțin mai mare în spate. Bă, le faci și românilor grădină, le faci frumos, iarbă cu ceva. Și ce își fac românii în loc de asta? Își fac corturi, își fac... Ce rahat, murături, ce p***a, ce fel de justificare? Rahat? Și ăsta se pișe pe lângă mașină? Of, Doamne! Bă, ce țară de căcat avem, bă, și nu e țara în sine, bă, că țara suntem noi, bă, noi suntem de căcat. Unii oameni care încearcă să facă țara mai bună, încearcă, nu știu de ce, nu știu. Ia-ți aici, Robonache. Genia. Am viteză pe faleză, penetrez orice coafeză care e în antiteză cu conceptul meu de freză. Reseamă-te de mine, dacă nu mai poți să stai pe tine, să facem trenulețul. Crețule, mama ta e acasă, spală-te că vin la masă. Lasă-mă puțin cu ea, așa și așa. Și acum ia-mă om bladon, ia-mă tu mă de la microfon. Să-mi țin gura, să nu taie cenzura.